Neață din nou. Aspectul tensionat din semnele săgetător fecioară ne împinge să-i judecăm sau să-i criticăm pe cei dragi din perspectiva subiectivă a propriului sistem de valori. Totuși avem șansa să învățăm să ne apreciem defectele reciproc și să evoluăm frumos împreună. Lecțiile de revin, în special taurilor și scorpionilor. Berbec, s-ar putea să spui unele lucruri într-o manieră prea directă. E indicat să dai dovadă de discreție și mult tact. Taur, tentația zilei sunt cheltuierile în cazul tău. Nu-ți rezolva problemele amoroase sau de orice altă natură în acest mod. Gemeni, ești atașat în caz din familie și te supui involuntar obiceiurilor demodate ale părinților. Trăiește după propriile reguli. Au fost gemeni. Gata, scuze. Rac. Ai capacitatea să-l inspiri pe partener, iar acesta aduce ordine în viața ta. Rac, n-am. Faceți echipă bună. Da, o să serios acum, fii serios. Îmi cer scuze, rac, n-avem, dar să vezi la fecioară. Cu siguranță nu e. Leu, ajută-te pe tine să te vindeci în prima fază, iar apoi sprijină pe ceilalți. Rănile de familie se vindecă cel mai bine împreună. Fecioara. Ce? Eu sunt fecioară. Aha. Ce credeai? Ca toată lumea, credeam că o să fie vreo gagicuță, dar... Fecioara. Dani. Scuze. Regia. A rămas impresionată cap, fără de... Continuă, fără cap. Fecioara. Fecioara, trebuie să te stabilizezi la nivel emoțional. Poți descoperi un univers liber și fără limite, chiar dacă ai o relație asumată. Balanța, e nevoie să-ți ajuți o rudă care trece prin probleme de sănătate sau printr-o perioadă nefastă. Vezi ce poți face. Scorpion, pentru că nu ești demonstrativ, azi exprimă-ți sentimentele prin fapte și ocupă-ți timpul cu hobby-uri. Eliberezi toate tensiunea. Și la săgetător cum faci? E simplu, dragă. Săgetător, te simți în largul tău acasă printre apropiați. Ești mai încrezător în propria persoană și ești pus în evidență. Capricorn. E că ajungem la vărsător și iară... Capricorn, uimește astăzi prin sensibilitate și bonomie. Cei dragi nu te cunosc ca fiind atât de sentimental, deci va fi o surpriză plăcută. Vărsător. Hai că de când așa... Băi, a terminat cam... Ieri am avut 16 paparații după mine, nu-mi permit. O bate joc. Mi-arăt sânii la televizor. Pe bune, dacă vine un paparaț celebru din Vegas și întreabă pe ăștia de ieri pe cine au urmărit și văd imaginile astea, ăștia își pierd pâinea. Continuați. Vărsător, din puținul tău trebuie să oferi și celor dragi. Deși ești adeptul competiției, uneori lucrurile funcționează doar în doi. Pești. Un anturaj de calitate îți permite să crești. Nu trebuie să te schimbi, ci să găsești noi fațete ale propriei personalități. O zi cât mai frumoasă. Mulțumim!